Directorul Muzeului Maramureșan din Sighet, Gheorghe Todinca, și muzeograful Alin Spiridon Pralea au primit la Casa Memorială Eli Wiesel vizita unui grup de elevi de la Liceul Tehnologic Forestier, coordonați de profesoara Ioana Cilic. Vom prezenta elevilor, atât prin documente cât și prin fotografii, Holocaustul în grozăvenia lui, în oroarea care au trăit-o oamenii în acele timpuri, și în același timp vom prezenta elemente ale Holocaustului în România, ca elevii să înțeleagă ce înseamnă această uriașă tragedie umană, care a fost războiul, care a fost moartea, uciderea altor semeni nevinovați, care a însemnat moartea unor întregi comunități în întreaga Europa și nu numai. Vrem să amintim copiilor ca aceste lucruri să nu se mai repete, să explicăm de unde vine cuvântul Holocaust, genocid, ce s-a întâmplat în Transnistria, la asediul Odesei, dar și în același timp ce s-a întâmplat pe pământul Maramureșului în timpul ocupației hortiste. Tinerii au vizitat două expoziții, una realizată de o organizație din Statele Unite a evreilor care au supraviețuit Holocaustului, dar și o expoziție itinerantă. Și în același timp le vom prezenta elevilor o expoziție cu totul aparte, ce a pornit ideea de aici din Sighet. Și anume au venit un grup de cetățeni din Italia și care, văzând casa Eli Wiesel și ascultând ce s-a întâmplat cu drama evreilor, și-au propus ca să meargă la toate lagărele naziste. Au făcut 3600 de kilometri în Europa, vizitând toate lagărele cunoscute, începând cu Auschwitz-ul, Birkenau, Dachau-ul, Majdanek, Treblinka, și au făcut o mică expoziție pe care și noi să puteți să o vizionați. În România, prin hotărârea de guvern numărul 672 din 2004, a fost aprobată data de 9 octombrie, ce marchează începutul deportărilor evreilor în Transnistria în anul 1941, pentru comemorarea oficială în plan național a zilei Holocaustului.